Dacă ai simțit vreodată că un elefant s-a pus pe pieptul tău sau că ești ca un pește scos din apă și nu poți să respiri cum trebuie, mai ales dacă suferi de boli respiratorii precum rinita, sinuzita, asp, PPOC, infecții pulmonare frecvente, ei bine, stai cu mine pentru că în acest video îți voi spune cum arată și cum funcționează sistemul tău respirator și la final îți voi oferi câteva sfaturi care să te ajute și pe tine să respiri mai bine. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de găsirea adevăratelor cauze ale bolilor și remedii naturale. Iar prin acest video sprijinit de SaltMed, o companie românească ce produce un inhalator de sare, dezvoltat pe o tehnologie premiată la salonul de inventică de la Geneva, te ajut să-ți sănătatea în proprii plămâni. Este arhicunoscut faptul că oxigenul este necesar bunei funcționări a fiecarei celule din organism. Dar poate nu știai că în caz de hipoxie, corpul încearcă să compenseze lipsa de oxigen printr-o respirație mai rapidă, frecvență cardiacă crescută și presiune mai mare în vasele de sânge, adică hipertensiune arterială. De asemenea, și riscul de cancer este crescut la cei care nu respiră bine, deoarece celulele încep să funcționeze mai mult pe metabolism anaerob, își pierd mitocondriile și devin celule primitive care pot degenera în tumori. Sistemul respirator începe de la căile aeriene superioare, care includ nasul, cavitatea nazală, gura, faringele și laringele. Nasul și cavitatea nasală sunt responsabile pentru filtrarea, încălzirea și umidificarea aerului inhalat. Mucoasa nazală și firele de păr din interiorul nărilor ajută la captarea și eliminarea particulelor străine, cum ar fi praful și microorganismele, prevenind astfel intrarea lor în plămâni și de aceea este foarte, foarte important să respirăm pe nas. Urmează apoi faringele, care este un canal comun pentru sistemul respirator și digestiv, și laringele, care mai este cunoscut și sub numele de cutia vocală. Mai departe avem arborele traheobronșic, un sistem de canale ce se ramifică din ce în ce mai mult pentru a transporta aerul până la nivelul alveolelor. Trahea este un tub mare de 10-12 cm și grosime de 2-2,5 cm, care începe la nivelul laringelui și se divide în două bronchii principale, care la rândul lor se divid în bronchii lobare și bronhii segmentare. Până la acest nivel, tuburile sunt susținute de o armătură de inele cartilaginoase care împiedică colapsarea în timpul modificărilor de presiune din respirație. Mai departe, sistemul se continuă cu bronhiolele, care au dimensiuni de 1-2 mm, dar nu mai au cartilaj și, pe măsură ce se ramifică, diametrul lor scade până la aproximativ 0,5 mm sau chiar și mai puțin. După aproximativ 23 de diviziuni de la trahee până la bronhiolele respiratorii, ajungem la sacii alveolari. Alveolele au un diametru de aproximativ 0,2 mm, adică 200 de microni, cam de trei ori mai mare decât grosimea unui fir de păr și sunt dispuse ca un ciorchine de struguri. Alveolele au un perete foarte subțire, alcătuit dintr-un strat de celule epiteliale, o bază de colagen și elastină și o rețea densă de capilare. Oxigenul trece prin acest perete alveolar și pătrunde în capilarele sanguine, unde se leagă de hemoglobina din globulele roșii. În același timp, dioxidul de carbon trece invers din sânge în alveole, de unde este eliminat ulterior prin expirație. Există aproximativ 300 de milioane de alveole în plămânii unui adult sănătos și împreună oferă o suprafață totală pentru schimbul de gaze de aproximativ 70 de metri pătrați, adică o treime din dimensiunea unui teren de tenis. Cantitatea totală de sânge din capilarele pulmonare este între 60 și 140 ml, cam cât un pahar de vin roșu. Și imaginează-ți tot acest sânge împrăștiat într-un strat fin pe 70 de metri pătrați. Greu de imaginat, nu? Datorită acestei suprafețe colosale, capacitatea plămânilor de a transfera gazele este extraordinară, însă majoritatea oamenilor sedentari nu o folosesc la adevărata valoare. Atunci când asupra plămânilor acționează niște factori agresivi, precum fumatul, poluarea, agenții patogeni, mai ales în condiții de imunitate scăzută, apare inflamația, care presupune și edemațierea, adică umflarea cu apă a celulelor din arborele respirator. Inflamația înseamnă flamă, foc, și este un proces prin care corpul încearcă să vindece ceea ce s-a stricat. Când celulele căilor respiratorii sunt inflamate, diametrul se îngustează și fluxul de aer scade. Iar dacă se produce inflamația și la nivelul alveolelor, scade suprafața totală disponibilă schimbului de gaze, astfel încât apare un anumit grad de hipoxie, ce îngreunează și mai mult eforturile organismului de a se vindeca. În medie, aceste celule epiteliale se pot regenera în aproximativ 8-10 zile, dacă sunt ajutate. Însă dacă agresiunea asupra plămânilor este de foarte lungă durată, în anumite zone se pot forma fibroze, care sunt ca niște mici cicatrici pe interior și în acest caz leziunile pot fi irreversibile. Chiar și în cazul unor afecțiuni cronice grave, precum bronhopneumopatia cronică obstructivă sau enfizemul pulmonar, tot mai există niște porțiuni de plămâni care mai funcționează de vreme ce trăiești și Merită salvate prin măsuri preventive. Pentru ca aerul să intre și să iasă din plămâni, cutia toracică trebuie să-și mărească și să-și micșoreze volumul, iar pentru asta sunt necesari și niște mușchi. Aceștia pot fi împărțiți în două categorii principale: mușchi inspiratori și mușchi expiratori. Mușchii inspiratori cresc volumul toracic și creează o presiune intrapulmonară mai mică decât cea din exterior, ceea ce atrage aerul să intre în plămâni. Diafragma este cel mai important mușchi inspirator, ce se află la baza plămânilor, pe care îi desparte de cavitatea abdominală. Este un mușchi mare, plat, de formă concavă, care atunci când se contractă își micșorează suprafața și coboară către abdomen, mărind cavitatea toracică. Mușchi intercostali externi se găsesc între coaste și ajută la ridicarea acestora în timpul inspirului, ceea ce mărește și mai mult volumul cavității toracice. Mușchii gâtului, sternocleidomastoidieni și scaleni, ajută la ridicarea coastei superioare și acționează mai mult în condiții de stres, efort intens sau în caz de dificultăți respiratorii. Acesta este și un motiv pentru care, dacă ești stresat, poți avea gâtul încordat. Mușchii expiratori sunt cei care ajută la mișorarea cavității toracice, crescând presiunea intrapulmonară, forțând aerul să iasă. Este important de menționat că în timpul respirației de repaus la un individ sănătos, expirația este în mare parte un proces pasiv, în care mușchii se relaxează și elasticitatea naturală a plămânilor și a cutiei toracice împinge aerul afară. Mușchii expiratori sunt de obicei implicați mai mult în respirație activă, cum ar fi în timpul exercițiilor fizice, a vorbirii sau a cântatului. Aceștia sunt mușchii intercostali interni, ce se află între coaste, dar acționează și în sens invers față de mușchii intercostali externi, ajutând la coborârea coastei în timpul expirației. Mușchii abdominali, inclusiv dreptul abdominal, oblicii și transversul abdominal pot juca și un rol în expirație, în special în timpul efortului intens sau al tusei, prin comprimarea cavității abdominale și împingerea diafragmei în sus. Dar dacă nu faci mișcare sau exerciții de respirație, mușchii respiratori se atrofiază, slăbesc și în timp amplitudinea mișcărilor cutiei toracice scade din ce în ce mai mult. Ca să știi cum să-i antrenezi, vezi și clipul special cu exerciții de respirație. Găsești linkul în descriere. Atunci când faci sport, nu sta cu ochii în telefon sau cu mintea la alte probleme. Focalizează-te pe ceea ce faci, conștientizează respirația și gândește-te la mușchii respiratori, vizualizează-i cu ochii minții și trimite semnale ca ei să se dezvolte și să devină mai viguroși. De asemenea, pentru o respirație mai bună, îți recomand să stai mai mult afară, în natură, la soare, pentru că vitamina D este esențială pentru imunitate, iar radiațiile infraroșii naturale îți stimulează și producția de melatonină, cel mai puternic antioxidant de la nivelul mitocondriilor, care te ajută să ai mai multă energie. Îmbunătățeșteți alimentația și fă post intermitent, deoarece scade inflamația. Renunță pe cât posibil la alimentele procesate, care conțin substanțe inflamatorii, precum uleiurile din semințe, zahăr și aditivi alimentari. Consumă mai multe alimente bogate în substanțe cu proprietăți antiinflamatorii, precum usturoiul, ceapa, turmeric, ghimbir, miere de albine, fructe, nuci, pește, ulei de măsline extravirgin, avocado, cacao și, preferata mea, ciocolata neagră. Dar atenție să fie cu peste 80-90% cacao și fără zahăr. Consumă de asemenea fructe și legume bogate în vitamina C, care este implicată în producția de colagen, necesar structurii de rezistență a plămânilor și a vaselor de sânge. Bea o apă de calitate, bogată în minerale, deoarece ajută la menținerea hidratării mucoase respiratorii, facilitând eliminarea secrețiilor. Folosește și uleiuri esențiale, precum cele de eucalipt, cunoscut pentru proprietățile sale expectorante, care pot ajuta la curățarea mucozităților din plămâni și la ameliorarea congestiei nazale. Uleiul esențial de mentă te poate ajuta la relaxarea mușchilor căilor respiratorii, iar cele de lavandă, de rozmarin, de lămâie, de cimbru ajută și ele la scăderea inflamației, stimularea sistemului imunitar, curățarea căilor respiratorii și la prevenția infecțiilor. O altă soluție eficientă este și salinoterapia, inhalarea de aerosol de sare. Mergi la salină, la mare sau folosește un inhalator precum cel de la SaltMed. Dar despre salinoterapie și beneficiile sării asupra aparatului respirator am făcut un video special. Găsești linkul în descriere. Dacă mai știi și alte metode prin care se poate îmbunătăți respirația, te rog să le scrii în comentarii, pentru ca toți membrii comunității să poată beneficia de experiența ta. Comentariul tău îi poate ajuta pe ceilalți să capete mai multă motivație și să pună în practică aceste sfaturi. Atunci când îi înveți pe alții, înveți de două ori. Sunt Cezar, un medic nonconformist, pasionat de prevenție și terapii naturale. Și dacă ți-au fost utile aceste informații, arată-ți recunoștința printr-un like și trimite mai departe acest video celor la care ții, pentru ca și ei să-și poată lua sănătatea în proprii plămâni.